أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Astăzi, inshallah, cu voia lui Allah, vom vorbi împreună despre un subiect foarte important, un subiect de care avem foarte mare nevoie cu toții. Nu există un om care să nu se lovească de acest lucru și care este foarte important în viața noastră a tuturor. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vom vorbi cu voia lui Allah subhanahu wa ta'ala despre as-sabr, despre răbdare. Vom vorbi cu voia lui Allah despre răbdare. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Îmi cer scuze pentru, înainte de a începe la, să intrăm în subiectul nostru, îmi cer scuze pentru ziua de ieri, dar nu am mai putut intra, am fost prins în sesiune, am fost plecat pe la sat, am întârziat și deja s-au încurcat treburile, s-au acumulat multe responsabilități care le aveam pe ziua de ieri și nu am putut să le fac pe zi. De aceea îmi cer scuze că nu am putut să intru la oră. Azi vom vorbi cu voia lui Allah subhanahu wa ta'ala, cum a spus, despre sabr. Bineînțeles că sabr, răbdarea, este foarte importantă. Dacă nu ai răbdare, nu rezolvi nimic în viață. Nici pe plan profesional, nici pe plan religios, pe niciun plan. Indiferent că este pe calea cea bună sau calea cea rea. Deci oricine are nevoie de sabr. Aleikum salam, rahmatullahi wabarakatuh. Răbdarea este importantă, cum am spus pe toți. Dacă vă uitați la orice om în această lume care a realizat ceva, indiferent că este musulman sau nemusulman, indiferent de statutul care îl are, indiferent de în ce domeniu a reușit să înainteze, veți vedea că pilonul de bază al lui, atuul care este mâna lui, este răbdarea. Unul dintre poeții arabi era foarte renumit pentru și vitejie și curaj și mai multe și a fost întrebat, Antara, este vorba de Antara, a fost întrebat, cum ai reușit acestea în viața ta? Cum ai reușit să dobândești aceste lucruri în viața ta? A spus foarte ușor. Cum? Și a zis, ține degetul și ia-mi degetul. A luat degetul lui, l-a mușcat și a dat degetul în gura celuilalt să mușcă. Și a zis, mușcă și eu mușc. A mușcat și el, a mușcat și el. La un moment dat, celălalt n-a mai suportat și a tras mâna. La care el a spus, prin asta am reușit să reușesc în viață. Prin asta am reușit să dobândesc ceea ce am realizat în această viață. A spus, aceeași durere pe care o simți tu, o simt și eu. Numai că eu am fost mai răbdător. Eu am răbdat mai mult și aceasta a fost răbdarea, răsplata acestei răbdări. Deci răbdarea este foarte importantă. Dacă nu era important, Allah subhanahu wa ta'ala nu menționa în Coran în mai mult de 90 de versete. Mai mult de 90 de versete din Coran vorbesc de răbdare. Chiar în unele a fost asociată, legată de rugăciune, care este un pilon al credinței. Răbdarea este importantă pentru că bazele credinței noastre nu le dobândim decât dacă avem răbdare. Da? Nu poți să împlinești rugăciune decât dacă ai răbdare. Nu poți să împlinești pelerinajul decât dacă ai răbdare. Nu poți să faci celelalte îndatoriri și să le împlinești dacă nu ai răbdare. Nu poți să te educi pe tine dacă nu ai răbdare. Nu poți să înveți dacă nu ai răbdare. Da? Nu poți să înaintezi, nu poți să îți faci o carieră, nu poți să îți educi copiii, nu poți decât dacă ai răbdare. Și de aceea răbdare este foarte, foarte importantă. Allah subhanahu wa ta'ala a jurat pe timp în Coran.
În capitolul Asr, wal Asr, a jurat pe timp, innal insane lafi khusr, omul este în pierdere. Deci toți oamenii sunt în pierdere, cu excepția cui illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. În afară de cei care au cele patru categorii, întâlnesc cele patru condiții, una dintre ele este răbdarea. Când uităm în versete din Coran, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, versetele din Coran au vorbit despre răbdare foarte mult, cum am spus, mai mult de 90 de versete. De exemplu, într-una dintre versete, să luăm câteva exemple. Fasbir ala ma yaqulun, fasbir ala ma yaqulun. Și răbdă la ceea ce spun ei. Este o îndrumare adresată profetului, profeților și tuturor credincioșilor. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fasbir ala ma yaqulun. Gândiți-vă că nu răbdăm și luăm foc la tot ceea ce spun cei din jurul nostru despre noi sau despre... N-am rezolvat nimic. Despre răbdare este subiectul, inshallah. Fasbir. Inne wa'da Allahi haq. Răbdă. Poruncă iar imperativul. Fasbir. Fasbir, din nou. Fasbir. Inne wa'da Allahi haq. Răbdă. Pentru că promisiunea lui Allah este adevăr. Adică se va adeveri. Răbdarea este una dintre sfaturile pe care le-a dat Luqman el-Hakim, Luqman înțeleptul, Luqman despre care Allah subhanahu wa ta'ala a atestat în Coran că este înțelept. Luqman înțeleptul, Luqman el-Hakim, deci în capitolul Luqman sunt mai multe sfaturi pe care le dă acest înțelept fiului său. Ia bunei, aqimis salla, ia bunei, ia bunei. Inshallah, acesta este un subiect foarte important pentru că Luqman a fost atestat de Allah subhanahu wa ta'ala, certificat că el este cel înțelept. Luqman al-Hakim. Spune în acest verset: Ya bunayya aqim salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka. Ia bunei, o copiule, aqimis sala, împlinește rugăciunea, wa'mur bil ma'ruf, poruncește binele și oprește de la rău, wanhanil munkar, rugăciunea, poruncirea binelui, oprirea de la rău, wasbir ala ma asabeke, ca și cum ar spune, dacă îți faci rugăciunea, dacă îți împlinești rugăciunea, dacă poruncești binele și dacă oprești de la rău, aceste trei calități, oamenii te vor ataca. Oamenii vor trece la atac. Fosbir ala mai asapec. Și rabdă la ceea ce te atinge, te lovește, se abate asupra ta. Deci este foarte clar că cel care poruncește binele, cel care face rugăciunea, cel care oprește pe ceilalți de la rău, va avea de suferit. Se va ciocni de oameni, de cei din jur. Wasta'inu bis sabri wa salah. Wasta'inu bis sabri wa salah. Wasta'inu. Și... în ceea ce faci, în viața ta, împlinirea rugăciunii, întreirea credinței tale, wasta'in, cere ajutor, sprijină-te pe, wasta'in, adică un om șchiop, da, nu poate să meargă, are nevoie de ce? Are nevoie de baston, de cârje, și atunci merge mai sigur pe el. Wasta'inu bis sabri wa salah, și bazează-te pe sabr și rugăciune, de parcă omul, singur, fără răbdare și fără rugăciunea, cei doi piloni de bază, cârjele lui, să-i spunem așa, e precum omul bolnav, nu poate să meargă. Wasta'inu bis sabri wa salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Și într-adevăr este ceva măreț, cu excepția celor care sunt smeriți. Wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Și răbdă așa cum au răbdat cei mai de seamă dintre aleși, dintre profeți. Multe alte versete care vorbesc de importanța răbdării. Abdullah ibn Mas'ud spune că as-sabru nisful iman. As-sabr, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, as-sabr, răbdarea este jumătatea credinței. Răbdarea este jumătatea credinței. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, spune Allah. Și cei care răbdătorii își vor primi răsplata fără socoteală, fără număr. Și acum sunt un alt grup de versete
în care Allah spune: Inna Allah yuhibbu sabirin. Allah îi iubește pe cei care rabdă. Allah îi iubește pe cei care rabdă. Ce înseamnă acest lucru? Noi de multe ori citim în Coran: Inna Allah yuhibbu sabirin. Inna Allah yuhibbu al-mutatahhirin. Inna Allah yuhibbu al-mu'minin, al-muttaqin. Allah iubește, iubește, iubește. Dar niciodată nu ne gândim ce înseamnă să te iubească Dumnezeu, Creatorul, Allah. Ce înseamnă acest lucru? Spune profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam într-o relatare: dacă Allah iubește pe cineva, dacă Allah iubește pe cineva, îi cheamă pe îngerii lui, pe toți îngerii, și le spune: îngerii mei, eu l-am iubit pe cutare, așadar iubiți-l și voi. Și-l iubesc îngerii. Și iubirea lui se coboară pe pământ. Și vor iubi și oamenii, chiar dacă nu au un motiv ca să-l iubească. Deci ce înseamnă să te iubească Allah? Să te iubească Allah înseamnă când Allah te iubește, spune, de exemplu, Erol Menadil, o îngerii mei, l-am iubit pe Erol Menadil, iubiți-l și voi. Am iubit pe Flavio Ciocean, nu cred, iubiți-l și voi. Am iubit-o pe Roxana Hemat Abadi, iubiți-o și voi. L-am iubit pe Ahmed, iubiți-l și voi. Ce înseamnă să te pomenească Allah cu numele tău? Să iasă Allah subhanahu wa ta'ala public și să zică: eu l-am iubit pe cutare, așadar iubiți-l și voi, îngerilor. Dar închipuieți acum că iese președintele țării, sunt oameni care dau foarte mulți bani ca să-i se facă o reclamă așa în public. Da? Te duci la un restaurant și vezi cum a pus 10, 20, 30 de poze într-un panou în restaurant, că a venit și l-a vizitat nu știu ce sportiv, a venit nu știu ce politician, nu știu ce președinte, ministru, prim-ministru, senator, deputat, care a trecut pe acolo renumit, fotbalist, tenis și așa mai departe, a făcut poză cu el și a pus-o pe perete. Se mândrește cu asta. Gândiți-vă că te pomenește la știri, la ProTV, la Antena, mă rog. Este și, deci pomenește numele în față la milioane de, în față la milioane de urmăritori. Gândiți-vă că este președintele țării și spune: omul acesta este un om bun. Atât. Și spune numele. Da? Și faceți o comparație acum. Iese Allah subhanahu wa ta'ala și le spune miliardelor de îngeri. Numai El știe numărul lor. Ce eu l-am iubit pe nume și prenume. Cu nume și prenume. Așadar iubiți-l și voi. Deci, Inna Allah yuhibbu sabirin. Dacă ești răbdător, Allah te pomenește cu numele tău. Pentru că a promis în Coran: Inna Allah, fără îndoială că Allah iubește pe răbdători. Wallahu ma'as sabirin. Și jură că este împreună cu cei care sunt răbdători. Inna Allah ma'as sabirin. Fără îndoială că Allah este cu cei răbdători. Deci, Inna Allah ma'as sabirin. Wallahu ma'as sabirin. Și inna Allah yuhibbu sabirin. Fără îndoială Allah este cu cei care rabdă. Jură că Allah este cu cei care rabdă. Și fără îndoială că Allah iubește pe cei care rabdă. Și a spus pe scurt așa ce înseamnă acest cuvânt: Allah să iubească pe cineva. Deci creator să-l iubească din creația lui, om să iasă să-l iubească pe creator, e ceva normal. Pentru că ți-a dăruit atâtea, da? E și urât. E și urât să nu-l iubești. Nu se cuvine. Da? De exemplu, gândiți-vă că lucrați la o fabrică în care sunt mii de angajați. Dintre acei mii de angajați, toți știu numele patronului. Nimeni nu știe. Nu vezi pe niciunul. Rar mai întâlnești poate unul, doi care zice: nu știu cum îl cheamă, cine-i patronul. În rest, toți o să știe cine e patronul și cum îl cheamă. Dar oare patronul pe câți dintre acești angajați îi cunoaște? Și dacă intră într-o zi și zice: cutare, cutare, veniți încoace, da?
Ce mândrie va fi pentru cei care au fost menționați cu numele lor? Ce mândrie va fi? Vii umflat în pene așa, zice, o, oh, m-a chemat patronul, șef, mă știe. Mi-a zis și numele, știi și numele de familie, îți dai seama. Alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh. Deci este foarte, foarte, un subiect foarte important. Este, am spus că citiți aceste versete în care se vorbește de răbdare în Coran. Eu am ales câteva care am considerat că sunt cele mai importante. Nici măcar un sfert dintre ele. Sunt peste 90 de versete. În primul rând, tipurile de răbdare, răbdare e de mai multe feluri. Avem nevoie de răbdare atunci când împlinim, când ne facem datoria de rob al lui Allah subhanahu wa ta'ala, când împlinim rugăciunile, postul, dania. Ha? Cine poate să ține post dacă nu are răbdare? Cine poate să stea nemâncat și fără apă? Ha? Sau fumătorii fără țigară, ori în șir? 1. Răbdăm ca să împlinim ritualurile de adorare, să ne facem datoria de rob. Răbdăm alea ca să ne abținem de la păcate, de la ispite, te atrag, nu? Sunt anumite lucruri, poate te atrag, îți plac, dar zici, alhamdulillah, sunt credincios și stau departe. Ai nevoie de răbdare. Nu toată lumea poate să stea departe de păcate. 3. Răbdare avem nevoie ca să răbdăm, ca să trecem cu bine și peste greutățile de care ne lovim. Fără răbdare nu reușim. Deci avem nevoie de răbdare pentru a împlini datoria, rugăciunea, post, danie, etc. Avem nevoie de răbdare pentru a trece peste greutăți, da? Și aici subiectul este foarte, foarte vast. Și avem nevoie de răbdare pentru a ne îndepărta de păcate. Deci viața noastră, de fapt, înseamnă răbdare peste răbdare. Da? Răbdare peste răbdare. Pentru ca să faci carieră în viața, ai nevoie de răbdare. Pentru ca să realizezi ceva în viața, ai nevoie de răbdare. Pentru a, în jobul sau în afacerea care o faci, sau, ai nevoie de răbdare. Pentru a dobândi știința, ai nevoie de răbdare. Pentru a învăța un lucru, ai nevoie de răbdare. În toate lucrurile, alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh, avem nevoie de răbdare. Amin, jemian, inshallah. Răbdare la împlinirea ritualurilor de adorare sau supunerii față de Allah subhanahu wa ta'ala. Am spus, luăm bazele religiei. Rugăciunea de 5 ori pe zi. Să te trezești dimineața la prima oră. Noaptea să faci rugăciunea. La prânz să faci rugăciunea. Când toți colegii stau și beau cafea și nu mai știu ce, vine timpul de rugăciune și să-ți faci rugăciunea. Și așa mai departe. Venim la danie, la post, la pelerinaj, nu mai zic, și orice alt act de adorare sau faptă bună pe care vrei să o faci, ai nevoie de răbdare. Da? Chiar și uneori când te duci să-l ajuți pe un om care e la greu, ai nevoie de răbdare. Tu vrei să faci o faptă bună să-l ajuți, dar te lovești de N probleme. Și de aceea, și atunci ai nevoie de răbdare. Dacă nu ai răbdare, nu rezolvi nimic. Ai nevoie de răbdare, a spus, pentru a te îndepărta de păcate. Ispitele lumei sunt mari. Ispitele lumei sunt mari. De multe ori omul este tentat, de exemplu, este atras de ispitele acestei, de plăcerile lumești, de lucrează șeitan. Vine șeitan și îi fluieră la ureche așa, îl atrage. Sunt multe lucruri, multe ispite lumești. Da? Și atunci omul, dacă nu rabdă, atunci cade în aceste păcate. Și de ce? Ca să te îndepărtezi de aceste păcate, e nevoie de multă răbdare. Da? Iusuf alaihi salam a fost atras în capcană. E o femeie cu statut, frumusețe, bani, avere și tot ce vrea. Și cu toate acestea a răbdat. A răbdat și s-a abținut de această ispită. Ispite nu numai neapărat la... Păcatele sunt fel de fel. Da? Păcatele sunt fel de fel. Atracțiile păcatelor sunt... Cine ar vrea să se ducă să muncească 6 ore, 8 ore pe zi, se chinuie, când poate să se ducă să fure într-o oră, da? Unii preferă acest lucru. Ce să mă duc eu să muncesc? Ce-s prost? Proștii muncesc. Eu mă duc... Cum zicea cineva, zice... A intrat în moschee, s-a rugat și zice... Am intrat și m-am rugat ca Allah să-mi scoată în față o combinație. Să-i cadă lui unul portofelul, să
Găsesc o mașină cu un laptop, cu un telefon, cu... A? Sunt oameni care gândesc și așa. De ce să muncesc? De ce să muncesc? E nevoie de răbdare toată ziua, mă trezesc dimineața sau nu știu ce. Chiar și copiii, pentru ca să se ducă la școală, nu să învețe, e nevoie de răbdare. De aceea răbdare este esențială. Mai este al treilea tip de răbdare care este foarte important. Treilea tip de răbdare care este foarte important. Răbdarea la încercările lumești. Răbdarea la încercările lumești. Aceste încercări lumești sunt felurite. Încercările lumești sunt felurite. Ai nevoie de răbdare în fața nedreptății. Cred că fiecare dintre noi a fost martorul unei nedreptăți. Sau mai multor nedreptăți. Când ești musulman, ești și mai nedreptățit. Asta este o realitate. Cruntă, dar asta e realitatea. Nu avem ce face. Dar depășim aceste momente prin răbdare. Ce ar fi să răbufnești de la prima piedică care ți se pune în cale? Da? De exemplu, sunt convins că fiecare am trecut prin astfel de voi musulmani, ticăloși, teroriști, nu mai știu ce, nu mai știu ce. Bă, dar m-ai văzut pe mine să împușc pe cineva? De ce spui terorist? O vede pe o femeie cu batic în cap. Ți-ai vândut religia, te-ai dat cu arabii, te-ai dat cu turcii, te-ai turcit, te-ai... Dar ai stat și m-ai întrebat convingerea, m-ai testat convingerea. Te urci în lift, se uită o femeie și zice, dar nu ți-e cald așa învelită, îmbrobodit așa în halul ăsta, nu ți-e cald? E așa frig afară ca să știu ca să mă îmbrac. De aceea, fiecare dintre noi a fost nedreptățit. Însă, prin răbdare, a, vei reuși. Prin răbdare. Taci și rapsi și vei reuși. De aceea Allah subhanahu wa ta'ala a spus de fiii lui Israel în Coran. Da? Cât i-a chinuit faraonul, dar într-un final au izbândit prin răbdarea lor. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. Și Ben Israel a avut parte, au izbândit bima sabaru, pentru răbdarea lor. Pentru răbdarea lor. Spune Allah subhanahu wa ta'ala, s-a adresat profetului Muhammad, bela, in tasbiru, wa tattaqu, bela, într-adevăr, dacă răbdați, wa tattaqu, și sunteți cu frică de Allah. Și sunteți cu frică de Allah. Ya'tukum min fawri من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. 5.000 de îngeri vin să vă sprijine. Profetul sallallahu alaihi wasallam în Al-Baqarah a spus: răbdați și prin răbdarea lor, prin răbdarea voastră și frica de Allah, Allah o să trimită 5.000 de îngeri ca să vă sprijine, să vă ajute. Și de aceea răbdarea este necesară la toate aceste nedreptăți. Răbdarea este necesară și când pierzi pe cineva drag. Da? Cu toți în viață am pierdut pe cineva drag. Pierdem părinții, pierdem poate copii, poate sunt care au pierdut frați, poate sunt care au pierdut apropiați, prieteni care le sunt foarte, prietenul tău care este foarte, foarte drag, mai mult decât un frate. Sunt cazuri în care am pierdut. Dar Allah subhanahu wa ta'ala, dacă rabzi și rabzi frumos, te răsplătește. Allah subhanahu wa ta'ala te răsplătește pentru răbdarea ta. Și de ce a dat pilda celui care a pierdut unul dintre copii. Spune profetul sallallahu alaihi wa sallam pentru cel care a pierdut un copil în această lume. Care a pierdut un copil în această lume, dar a răbdat. Allah subhanahu wa ta'ala întreabă cum este robul meu. A pierdut un copil, da. Și ce a făcut? A răbdat. Și a spus, răsplătiți-l cu paradisul. Spune, răsplătiți-l cu paradisul. Atunci când moare fiul unui om, spune profetul sallallahu alaihi wa sallam,
Qala Allahu li melaike. Allah spune îngerilor. Ați luat sufletul cu tare, cu tare? Și a spus îngerii, da. I-a spus, i-ați luat rodul inimii, ceea ce iubea foarte mult. Cel mai drag lucru lui pe această lume? Da. Și spune, ce a spus robul meu? Ce a spus robul meu? Și a spus Hamedek. Ți-au mulțumit, a spus Alhamdulillah. Au spus Alhamdulillah. Ostergea. Și atunci a spune Allah, Ibnul Abdi Beiten fil Jannah. Construiți robului meu o casă în paradis și numiți această casă Beit Alhamd, casa mulțumirii. Deci atunci când pierzi pe cineva drag și rabzi, îi mulțumești lui Allah, Allah subhanahu wa ta'ala cheamă pe înger și spune, ce a spus robul meu? A spus, ți-a mulțumit. Atunci spune, construiți robului meu o casă în paradis și numiți-o casa mulțumirii, Beit Alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala să ne dăruiască tuturor casele mulțumirii în paradis, inshallah. De aceea răbdare este importantă. Răbdare este importantă și în fața bolilor. Deci când pierdem pe cineva drag, când suntem nedreptățiți, în fața bolilor. Deci fiecare duce cu el boala lui. Da, fiecare se lovește în viață de o boală, de ceva care îl neliniștește, ceva care, știu, intervenție chirurgicală și așa mai departe, nu e, toată lumea se îmbolnăvește. Dar până și pentru această boală sunt mulți, când se îmbolnăvesc, pierd examenul. Pierd testul în fața lui Allah subhanahu wa ta'ala. Spune profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, când se îmbolnăvește omul, robul, Allah trimite doi îngeri. Și spune, vedeți ce spune robul meu celui ce-l vizitează. Allah nu știe? Știe Allah subhanahu wa ta'ala. Dar pe noi ne învață că Allah subhanahu wa ta'ala, dacă te-ai îmbolnăvit, Allah îți trimite doi îngeri. Și acești doi îngeri stau și urmăresc ce spui tu celor care vin să te viziteze. Care zic, Allah să te însănătoșească, cum ești, cum te simți. Vine lumea și te întreabă, da? Și întreabă Allah subhanahu wa ta'ala, ce spun? Și dacă el îi mulțumește lui Allah subhanahu wa ta'ala pentru situația în care este, Allah subhanahu wa ta'ala spune, promite-ți robul meu că îl voi băga în paradis și voi dărui lui în locul a ceea ce a pierdut prin această boală, un lucru mult mai bun. Deci, pe scurt, în această relatare vrea să evidențieze faptul că atunci când te îmbolnăvești, Allah subhanahu wa ta'ala trimite doi îngeri. Acești îngeri vin și ascultă ce spui tu. Și dacă te văd că ești mulțumit de starea ta, îi mulțumești lui Allah și spui, Allah, alhamdulillah, sunt bine, alhamdulillah, mulțumesc lui Allah. Și nu e pe aia cu, m-a uitat Dumnezeu de mine, vai de mine, stați păcătoși nenorociți care o duc foarte bine, trăiesc 80-90 de ani, n-au din singură, n-au nu știu ce și uite eu câte boli am la vârsta mea și nu mă... Sunt mulți oameni așa. M-a spus de acel musulman care a fost întrebat, ți post și a zis, cum să țin post? Ce, Dumnezeu a avut grijă de mine, Allah a avut grijă de mine și a scos din buzunar un pumn de pastile, că ia multe pastile pe zi. Păi da, Allah e vinovat că iei tu pastile pe zi, ți-ai neglijat corpul? Sau cum a spus unul dintre învățați, s-a îmbolnăvit și a spus, în ce stare ești, ce nu-i cer lui Allah subhanahu wa ta'ala să ne însănătoșească? Și ce, nu am curaj. Allah mi-a dat sănătate 40 de ani. Abia după 40 de ani de boală, oi avea și eu poate curaj să cer lui Allah subhanahu wa ta'ala sănătate. Allah mi-a dat 40 de ani, sunt sănătos? Mai duc încă 40 de ani de boală și abia atunci îi spun, o Allah, dă-mi sănătate. Sunt unii oameni care trăiesc 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani, nu vede spitalul, nu vede doctor și la prima boală deja e toată lumea în picioare. Uită de
Ia și pe Allah subhanahu ta'ala, și Coranul, și tot ce vine în gură și în minte. De ce? Păi da, 50 de ani, 60 de ani, când n-ai călcat în spital, n-ai făcut o analiză și ai fost sănătos tu, cu toate că ți-ai neglijat corpul, cu toate că ai mâncat și ai băut ceea ce era interzis și stricător și așa mai departe. Vii acum și te împotrivești lui Allah subhanahu wa ta'ala, după 70 de ani de sănătate, cum a spus acel savant, a spus după 40 de ani de sănătate, nu am curaj să-i cer lui Allah subhanahu wa ta'ala să-mi dea sănătate decât după încă 40 de ani de boală. Când se egalează toate. Și de aceea avem nevoie de răbdare și pentru a depăși aceste momente. الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Cei care atunci când îi lovește o nenorocire spun إنا لله, noi suntem de la Allah, وإنا إليه راجعون, și numai la Allah ne vom întoarce. De la Allah am venit și la Allah ne vom întoarce. De la Allah am venit și la Allah ne vom întoarce. Aceasta este ruga Profetului sallallahu alaihi wasallam în clipa în care ești lovit de o nenorocire în această lume, să spui de la Allah am venit și la Allah ne întoarcem. Adică să recunoști, să-i mulțumesc lui Allah subhanahu wa ta'ala chiar și în această situație. Să nu uiți de Allah subhanahu wa ta'ala nici măcar în aceste clipe. Și cred că este mult mai important să nu uiți de Allah în aceste clipe. Pentru că răbdarea, cum am spus, are răsplată foarte mare. Are răsplată foarte mare. Pentru că este un necesar al omului. Fără răbdare nu reușești nimic în viață. Credința noastră este bazată pe răbdare. Așa cum corpul omului fără cap este nimic, așa și credința noastră fără răbdare este nimic. Pentru că am vorbit din start tipurile de răbdare, nu? Ca să faci rugăciune ai nevoie de răbdare. Deci Allah subhanahu wa ta'ala a spus în Coran, cei care rabdă își primesc răsplata bighayri hisab, fără număr. Fără număr. Vă aduceți aminte la începutul lecției, am vorbit de virtuțile postului. Și am spus atunci că răsplata postului este la Allah. Nu este stabilită. Illa sawm fa huwa li wa ana ajzi bih, spune Allah. În afară de post, fiecare faptă este răsplătită în zecit, în afară de post, robul meu ține post pentru mine și eu îl voi răsplăti. Și în verset spune, innama يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب, cei care rabdă, răbdătorii își vor primi răsplata fără număr. Ei vor avea parte de, într-un alt verset, ejr kebir, răsplată mare. Prima dată a spus, bighayri hisab, fără număr. Apoi a spus într-un alt verset, إِلَّا الَّذِينَ صَابَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Cei, în afară de cei care rabdă și fac fapte bune, aceia vor avea parte de iertarea lui Allah și vor avea parte de răsplată mare. Cum am mai spus, sunt doi piloni pe care ne bazăm pentru a trăi în această lume, într-o credință. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Și bazați-vă, sprijiniți-vă, cereți ajutorul rugăciunii și răbdării. Într-un alt verset spune Allah subhanahu wa ta'ala, يَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا. Răbdați iar răbdați. اصْبِرُوا وَصَابِرُوا. Ca să vedem cât de importantă este răbdarea după răbdare. يَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا. O, voi cei care ați crezut, آمِنُوا. Credeți. Credință după credință, înnoim, întărim credința. Așa și răbdarea trebuie să fie continuă. Răbdare continuă, să se întărească una pe alta, să se ajute, să se sprijine una pe alta. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ, spune Profetul sallallahu alaihi wasallam. Să știi că izbânda vine cu răbdare. Și să știi că izbânda vine cu răbdare și în toată relatarea spune Profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam că răbdarea este lumină. Răbdarea este lumină. Deci cum am văzut pe scurt, foarte multe versete, relatări profetice care vorbesc despre importanța răbdării. Când venim în realitate și ne uităm în viața noastră, ne uităm în viața profetului, de exemplu, ce ar fi fost dacă profetul n-ar fi răbdat?
Tot ceea ce a realizat profetul sallallahu alaihi wasallam împreună cu companionii lui au realizat prin răbdarea lor. Au realizat prin răbdarea lor. Cât de mult au răbdat ca să realizeze ceea ce au realizat și ce bine au realizat. Dacă nu răbdau, nu realizau. În Mecca, profetul sallallahu alaihi wasallam îi vedea pe musulmani cum erau chinuiți. Tăcea pe lângă ei și erau legați de stâlpi, bătuți, biciuiți. Poate erau chinuiți, tăiați. Da? Înfometați, însetați. Și profetul sallallahu alaihi wasallam tăcea pe lângă ei și spunea: Asbir, asbiru, răbdați. Al Yasir, familia Yasir, de exemplu. Fa inna maw'idakum al-jannah. Pentru că răsplata voastră este paradisul. La fel și ceilalți companioni. În toate greutățile care au trecut, au răbdat. În viață la fel, toți cei care au realizat ceva, au răbdat. Dacă nu răbzi, nu realizezi. Pentru că una dintre sfaturile profetului, deci am văzut foarte multe porunci în Coran. Asbir. Este poruncă. Și porunca înseamnă obligativitate, cum este o regulă. În tradiția profetului sallallahu alaihi wasallam am văzut poruncă tot cu răbdare. Au fost lăudați cei care răbdă. S-a sfătuit răbdarea. Companionii profetului sallallahu alaihi wasallam, de fiecare dată când se întâlneau, citeau capitolul Al-Asr, în care baza este răbdarea, și când se despărțeau, vorbeau de citeau capitolul Asr, adică vorbeau de aceeași răbdare. Ori de câte ori se veneau la un loc și se despărțeau, se sfătuiau într-o răbdare. Cum am spus, și rugăciunea și toate ritualurile de adorare au nevoie de răbdare. Răbdare este, de fapt, cheia succesului în această viață. Și Allah dăruiește răsplata răbdării și celui care, tuturor celor care o merită, indiferent de apartenența lor credincioasă. Cine răbdă, nu are nimic de pierdut. Cine răbdă, nu are nimic de pierdut. Indiferent că este credincios sau nu este credincios. Să nu care cumva să crezi că dacă tu ești credincios și răbzi, ești mai presus decât cel care este necredincios și răbdă. Răbdarea este criteriu de bază. Credința este pentru primirea faptelor, pentru, într-adevăr, e nevoie, pentru că pentru răbdare e nevoie de credință și pentru trăirea credinței e nevoie de răbdare. Sunt două surori, nu le desparți. Dar se poate ca și oamenii să aibă răbdare chiar dacă nu au credință. Și prin această perseverență, răbdare, continuitate, realizează multe. Spune profetul sallallahu alaihi wasallam, când a fost întrebat care este cea mai bună faptă, a spus: Edwamuhum wa inqal. Este cea care este continuă chiar dacă este mică. Adică chiar dacă faci două rechiaturi de rugăciune, dar o faci constant. Da? În fiecare zi faci două rechiaturi, de exemplu, qiyam. Mai bine decât să faci azi 10, mâine dormi, poi mâine dormi, lăsi poi mâine 20. Mai bine să faci în fiecare seară două, două, două. Asta spune profetul sallallahu alaihi wasallam în această relatare. De ce? E vorba de răbdare, continuitate. Ceea ce mulți dintre noi nu realizăm sau nu reușim să realizăm în această viață, să răbdăm, să ne facem un plan. Aveam un profesor care a spus că a memorat Coranul memorând câte un verset pe zi. Și noi zicem, a, ce mă, un verset pe zi, stai să memorez un verset. Memorez 10, 20, e prea puțin un verset. Și au trecut 10 ani și n-ai memorat Coranul. Dar cel care memora câte un verset pe zi, acela va reuși într-o zi să memoreze Coranul. Pe când tu, care l-ai luat în batjocuri și ai spus, ce e, prea puțin, mă, o să treacă și 20 de ani și nu o să memorezi Coranul, de exemplu. Un simplu exemplu. Și de aceea, răbdarea are răsplată foarte mare. Răbdarea este baza credinței noastre. Fără răbdare, nu reușim să realizăm mai nimic în viață. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, când a fost întrebat de către un companion,
Și a spus, sfătuiește-mă, trimisa lui Allah, i-a spus, la tăglab, nu te supăra, nu te mânia, nu la foc. Ce înseamnă? Rabdă. Nu la foc, rabdă. Prin răbdare realizezi și reușești multe lucruri în viață. De aceea, pe scurt, răbdare este foarte importantă. Multe versete, mai mult de 90 de versete în Coran vorbesc de răbdare. Tradiția profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam este plină de relatări care vorbesc de importanța răbdării. Răbdare este calitatea de bază a drept credincioșilor, a celor care sunt evlavioși, smeriți, cu frică de Allah subhanahu wa ta'ala. Cei care, atunci când o duc bine, rabdă, cum spune profetul sallallahu alaihi wasallam într-o relatare. Da? Drept credinciosul nu are nimic de pierdut. Atunci când Allah îl binecuvântează, îi mulțumește lui Allah și are de câștigat. Atunci când Allah îl testează, îl încearcă greu, și atunci ce se întâmplă? Și atunci rabdă. Când este testat, rabdă și tot are de câștigat. De aceea răbdare este foarte importantă. Avem răbdare, nevoie de răbdare pentru a împlini, a ne face datoria de credincios. Avem nevoie de răbdare pentru a ne feri de ceea ce Allah ne-a interzis. De ceea ce Allah ne-a interzis. Și avem nevoie de răbdare în fața testelor prin care trecem. Avem nevoie de răbdare pentru rugăciune. Avem nevoie de răbdare pentru post. Postul este o școală. Postul, Ramadanul, unul dintre scopurile Ramadanului este să ne învețe răbdarea. Da? Mulți dintre noi te duci, ești mort de sete poate, ești însetat, vezi apa rece în frigider, vezi un suc rece, dar rabzi. De ce? Încă n-a venit ceasul. Mai e până la apusul soarelui. Rabzi. Ți-e foame, nu mai poți. Vezi mâncarea? Rabzi. Ți-e foame, nu mai poți. Treci pe lângă un restaurant deschis. Vinde. Vine acel miros? Rabzi. La fel și în fața păcatelor, ispitelor lumești. Da? Sunt oameni care nu rabdă. Se duc prea curvet. Sunt oameni care nu rabdă. Se duc consumă alcool. Sunt oameni care nu rabdă. Se duc... la jocuri de noroc, sunt oameni care nu rabdă, se duc nu știu unde. La fel, e nevoie de răbdare pentru a te îndepărta de toate aceste ispite și păcate. Și ai nevoie de răbdare, pentru a trece toate testele, mai ales pentru a trece de aceste greutăți de care ne lovim zilnic. Dar nu există nimeni care este ferit de o boală, de o nedreptate, de a pierde pe cineva, pe cineva apropiat, de o nenorocire care se abate asupra lui. Cu toți trecem prin aceste clipe, dar le depășim numai și numai cu răbdarea bazată pe credință. Aceasta este singura cheie care îți dă liniștea sufletească prin care reușești să depășești acest moment. Și fără îndoială sunt multe alte lucruri de spus despre răbdare. Să nu uităm că răbdarea e foarte importantă, multe versete, multe relatări profetului sallallahu alaihi wasallam. De răbdare avem nevoie în fiecare clipă din viața noastră și răbdarea vine cu răsplată mare. O casă în paradis, numită casa mulțumirii. Allah iubește pe cei care rabdă și am spus ce înseamnă să te iubească Allah. Allah este împreună cu cei care rabdă. Wallahi este împreună cu cei care rabdă. Deci vedem multe versete în care Allah subhanahu wa ta'ala îi iubește pe cei care rabdă, este împreună cei care rabdă și le dă celor care rabdă răsplata fără număr. Răsplată mare, răsplată fără număr. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre drept credincioșii care sunt răbdători și prin această răbdare dobândesc atât în această lume cât și izbânda în ziua de apoi, inshallah. Eu mă opresc aici, nu vreau să vă rețin mult, sunt convins că sunt întrebări. Sunt, poate aveți lucruri de completat despre răbdare. Inshallah, începem sesiunea cu întrebări și răspunsuri pentru cei care au nelămuriri sau întrebări, neclarități. Inshallah. Și bineînțeles că răbdarea este calitatea de bază a profeților. Osbir kema sabra ulul azmi min ar-rusul. Aleșii dintre profeți, Allah subhanahu wa ta'ala ne îndeamnă să răbdăm așa cum au răbdat ei. Să răbdăm așa cum au răbdat cei mai de seamă dintre aleși, dintre profeți.
Unde din? Salam alaikum, alaikum salam. Vreau să știu și eu, rugăciunile patru în sunna se fac înainte de să se strige ezanul, barakallahu fikum. În primul rând, ezanul este chemarea la rugăciune, adică este anunțul că a intrat timpul rugăciunii, adică poți să faci rugăciunea. Când s-a făcut chemarea și a intrat timpul rugăciunii, orice rugăciune obligatorie, fard, da, este însoțită înainte sau după de rugăciuni sunna. Și acestea sunt legate de intrarea timpului. Când vorbim de sunan rawatib se numesc. Sunan legate de rugăciune, se spune așa. Avem 5 rugăciuni obligatorii și la fiecare rugăciune avem înainte și, sau ori înainte, ori după, ori și înainte și după rugăciuni sunna. Legate de timpul rugăciunii. Aceste rugăciuni le poți face după ce se face chemarea la rugăciune. În rest, celelalte rugăciuni nemotivate, care nu au un motiv anume, opționale, se numesc nafila, sunna, cum vrei să numiți, care vrei să le faci oricând, ele nu necesită un timp de rugăciune. Nu trebuie neapărat să intre timpul rugăciunii. Spre exemplu, eu intru în moschee. La ora 1, să zicem, 1 și 10 minute este rugăciunea de prânz. Eu am avut timp, am zis la ora 12 la rugăciune. Intru în moschee, zic, hai, aștept rugăciunea în moschee până la ora 1 și 10. Eu acum pot să fac rugăciunea de intrare în moschee, două rechiaturi care intră în moschee. N-au treabă cu timpul rugăciunii. Eu am intrat în moschee, fac două rechiaturi. Pot să mai fac pe lângă ele încă două, dacă tot stau și aștept. Nu e o problemă. Dar rugăciunile sunnet rawatib, care sunt legate de fard, de cele obligatorii, numai după ce se face chemarea la rugăciune se anunță timpul rugăciunii. Inshallah. Ce înseamnă practic să ai răbdare sau să nu ai răbdare? Răbdare este o stare prin care omul rămâne și păstrează calmul și rămâne la starea aceea de liniște sufletească pentru a depăși acele momente grele. De exemplu, când pierzi pe cineva apropiat să plângi, nu înseamnă că nu ai răbdare. Important este cum te comporți. E normal să plângi, e normal să-ți pară rău pentru cineva pierdut, dar e anormal să spui, o Allah, de ce l-ai luat pe fiul meu? Aveam numai unul. Uite, vecinul are 3. Ce nu era tu unul dintre ei? Nu era o pierdere la el. Are 5, mai face 2. Nu era o pierdere pentru el. Asta înseamnă să-ți pierzi răbdarea. Răbdare e să stai, să-i mulțumești lui Allah pentru, să ești, fii mulțumit de situația în care ești. Plânge într-adevăr, cum a plâns și profetul sallallahu alaihi wasallam. Profetul a pierdut 6 din cei 7 copii, a pierdut în viața lui. Și chiar când a murit unul dintre băieții lui, a plâns profetul sallallahu alaihi wasallam. Chiar dacă e profet, plânge, dar această plânge nu este, această lacrimă care se scurge pe obrazul profetului, nu era o lacrimă de nemulțumire față de Allah subhanahu wa ta'ala. El a răbdat, nu s-a împotrivit lui Allah subhanahu wa ta'ala, dar era o lacrimă de îndurare față de cel pe care l-a pierdut, față de copilul pe care l-a pierdut. Și este diferența între o lacrimă pentru de îndurare și una de împotrivire lui Allah. Aici înseamnă să-ți pierzi răbdarea. Amin. Rădăm, dar nici călcați în picioare, nu ne putem lăsa în anumite. Bineînțeles, răbdarea nu trebuie să ducă la nedreptate. Tu vrei fi nedreptățit. Ai opțiunea să rabzi? Ai opțiunea să rabzi, să primești răsplată mare? Sau ai opțiunea să nu rabzi? Să-ți iei dreptul. Acesta este dreptul tău. Acesta este dreptul tău. Deci dreptul poți să ți-l iei, dar poți să și rabzi. Ai opțiunea de a răbda. Amin, inshallah. Allah să ne răsplătească pe toți, inshallah. Să suferi întățire fără a riposta și fără să simți că ești un om slab. Bă, din potriva, puternic e cel care răbdă și nu cel care se răzbună. Corect. A te răzbuna, toată lumea poate face acest lucru. Toată lumea se poate răzbuna. Aceasta este arma omului slab. Omului necredincios, pot să spun. Pe când tu știi foarte bine când ai fost nedreptățit, că va veni ziua în care se va face dreptate.
Și acest lucru este cel care te liniștește. De aceea noi ce spunem în islam? Mântuirea noastră, salvarea de iad este prin faptele noastre. Da? Eu dacă am nedreptățit pe cineva, eu trebuie să dau socoteală. Nu scap. Poate în această lume scap. Plătesc judecători, plătesc avocați, plătesc procurori. Scap. Arunc o groază de bani, dar în ziua de apoi ce fac? Plătesc pe Allah, subhanahu wa ta'ala? Îl mituiesc pe Allah? Nu merge. Și de ce? Eu sunt liniștit. Da? Te lupți uneori cu morile de vânt. Ai dreptate, dar ai în față oameni influenți. Situația care e starea? 1. Vrei să-ți primești dreptul tău, da? Nu vei reuși. De ce? Pentru că ei sunt mână în mână. Toți sunt plătiți, sunt așa o groază de bani, s-au aruncat în joc. Tu nu ai ce să le oferi. Și nu o să te ajungi în situația aceea. Și de ce? Singura ta soluție e să rabzi. Pentru că ai credință, ai să rabzi. Pentru că știi că dai că dă socoteală. Nu e o problemă. De multe ori, oamenii ne iau un nume de proști, de naivi. Vine și îți cere un împrumut și după aia nu-ți mai dă. Se face că plouă, se face că a uitat. Și el crede, bă, ce mecher sunt. L-am fraierit pe ăsta. Nu ne-ai fraierit. Te-ai fraierit tu. Pentru că el a fost mai deștept decât tine și a lăsat pentru ziua de apoi. În ziua aceea, în ziua în care va fuge omul de soție, de fică, de fiu, de frate, de soră, de mamă, de tată, și își dorește să-i dea pe toți, să-i arunce în iad ca să se salveze el. Pentru acea zi să fii pregătit. Și de aceea răbdarea noastră este pentru acea zi. Nu este prostie sau naivitate, cum o cred unii. Se bucură de 5 lei pe această lume și dau atunci socoteala. Și de aceea noi suntem liniștiți. Nu e nimic de pierdut. Dar cei care n-au credință, de ziua, cum? Să mă facă pe mine ăla, să mă păcălească pe mine, eu sunt mare afacerist, eu sunt mare nu știu ce. Nu accept, mă răzbun, să vezi ce-i fac, dau afară femeie de la muncă, copiii las pe stradă. Asta e răzbunarea unui om fără minte, fără creier, fără credință în ziua de apoi. Oala tezir oazir atun vizra uhra. Și nu arunca povara păcatului altuia decât acelui care a făcut păcatul. Ce ai tu cu familia lui, copiii lui, cu prietenii, cu nu mai știu ce? Lasă-i în pace. El dacă te-a păcălit, el o să-ți dea socoteală și o să-ți dea cu vârf și îndesat în ziua de apoi. Și atunci, credința e legată de răbdare și stai liniștit. Și ai inima în păcat. Pe când cel care nu are credință, el nu mai crede în ziua de apoi, nu mai crede în reglarea conturilor dincolo, să-i spunem așa. El trebuie să rezolve problema aici. Și de aceea, ori se duce la crimă, se duce la, pedepsește pe cine nu trebuie, sau se duce și se îmbolnăvește el, a? O ia din loc. Sunt oameni care au intrat în depresie pe astfel de chestii banale. Cum să mă păcălească pe mine unul care, a? Eu l-am făcut om. Dar noi suntem liniștiți că vine ziua care vom da socoteală cu toți, inshallah. De ce Ramazan se mută în fiecare an, adică nu cade în aceeași dată? Ramadanul, în primul rând, lunile, calendarul islamic se bazează pe fazele lunii, lunare. Da? Diferența între calendarul islamic și calendarul gregorian este de 11 zile. Și de ce acest decalaj de 11 zile anual? Lunile, conform calendarului islamic, sunt de 29 sau 30 de zile. Exact ciclul lunii. Apare semiluna, se întregește, lună plină, dispare și apare din nou semiluna. Acest ciclu ia 29 sau 30 de zile. 29 sau 30 de zile, pe când lunile calendarului gregorian sunt 30 sau 31. 29 februarie, mă rog. În general 30 sau 31. Și atunci e diferența aceasta de 11 zile. Și anual, deoarece Ramadanul este o lună a calendarului islamic, anual înaintează cu 11 zile. Păi acum. Amin, ia rog, inshallah. Important să accepți moartea cuiva. E greu să pierzi un apropiat. Profetului sallallahu alaihi wasallam a fost greu, nu i-a fost ușor. Am mai spus, 3 băieți, la vârsta de 1-2 ani, 3 fete în floarea vârstei, când toată lumea așteaptă, se bucură, să-și vadă copiii,
împliniți, căsătoriți la casa lor, cu copii, cu nepoți, cu nu mai știu ce, profetul s-a dus și a îngropat fiicele cu mâna lui. Credeți că a fost ușor? N-a fost ușor. Dar a răbdat. Și a fost exemplu pentru noi. Sunt mulți oameni care pierd examenul atunci când pierde un apropiat, pentru el totul se rupe. Unii se întorc la credință și alții fug de credință. Allah să ne ferească. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vă rog să îmi spuneți și mie dacă putem face rugăciunea vitrii mea după Aisha. Rugăciunea de witr este o rugăciune separată de Aisha. Deci nu sunt legate. Rugăciunea de Aisha e rugăciune, rugăciunea de witr este rugăciune. Sunt surori, dar sunt despărțite. Nu sunt cordonul umbilical între ele, s-a rupt. Nu există. Profetul sallallahu alaihi wasallam ne-a dat două opțiuni. A spus că rugăciunea de witr este ultima rugăciune din noapte. Și atunci noi avem două opțiuni. Eu am făcut salat al-Isha acum. După salat al-Isha, după ultima rugăciune, yatsı namaz, salat al-Isha, eu mă culc sau mai stau? Dacă mă culc, mă mai trezesc noaptea la rugăciune, la două, la trei noaptea, sau dorm până la salat al-Fajr, la rugăciunea de dimineață? Dacă după salat al-Isha mă culc și vreau să mă trezesc noaptea la rugăciune, am două situații. Sunt convins că pot să mă trezesc sau uneori mă trezesc, uneori nu mă trezesc. Toată lumea ne cunoaște. Uneori te culci și ești sigur că te trezești la fejer și te trezești. Și uneori zici, bă, sunt foarte obosit, nu știu dacă o să aud chiar alarma și insiști, pui și se repete alarma de două ori, de trei ori, mă rog. De ce? Ca nu cumva că ești foarte obosit și epuizat. În cazul în care ești mai mult ca sigur că te trezești noaptea la rugăciune, nu faci witr după Aisha. Aștepți și o faci ultima rugăciune din noapte. Dar dacă te culci și nu e sigur că te trezești noaptea sau nu vrei să te trezești, atunci înainte să te culci faci witr. Witr este rugăciunea care se face înainte de culcare. Nu imediat după salatele Aisha. De ce? Care e diferența? Acum salatele Aisha este la ora 10. Noi, de exemplu, am fost salatele Aisha și după aia am venit să facem lecții. De la lecție, o oră jumate, poate după aia încă o jumătate de oră mai stau, o oră mai stau, nu? Poate mai fac rugăciune, poate nu mai fac. Tradiția profetului era ca Aisha să o facă înainte să se culce. Când se ducă la culcare, witr, pardon, se ducea, făcea ablucinea și făcea rugăciunea de witr. Bineînțeles, profetul se trezea noaptea la rugăciune și de aceea el făcea witr, întârzia witr noaptea. Tocmai în această idee, dacă te trezești noaptea la rugăciune, lași witr să fie ultima rugăciune din noapte. Dar dacă te rogi la Allah constant pentru a schimba o situație, dacă nu e vorba de moarte, sigur, înseamnă că nu ai răbdare? Nu, nu, nu. Rugăciunea e altceva, răbdarea e altceva. Profetul sallallahu alaihi wasallam își dorea foarte mult să se schimbe qibla. De la Ierusalim la Kaabe. Da? Și la fiecare rugăciune conștientiza acest lucru. Profetul își dorea acest lucru. Și de ce Allah subhanahu wa ta'ala a spus قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Îți vedem privirea că se duce des, că se înalță către cer. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. O să te îndreptăm pe tine către o qiblă care să te mulțumească. فَوَلِّي وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Așadar, îndreaptă-ți privirea fața către moscheea al-Haram. A cere un lucru în insistență nu înseamnă că nu ai răbdare. Nu înseamnă că nu ai răbdare. Important este să fii mulțumit de starea în care ești. Adică eu dacă sunt bolnav și zic, Allah, dă-mi sănătate, nu înseamnă că nu am răbdare. Când îi zic, Allah, de ce mi-ai dat boală? Dă-mi o dată sănătate să scap, nu vezi că de-abia mai stau, nu vezi că nu știu ce. Aici este reclamații. Aici am reclamații. Aici este nerăbdare. Dar dacă îți mulțumim, zic, alhamdulillah, dar, Allah, dă-mi sănătate. Nu e greșit, nu e nerăbdare. Păi dacă multe le cumpără de tamăgire, pierdeți în greutate să rămâi statonic, al contesta pe Allah după ce nu primești ceea ce... Exact. Deci asta este. Să te mulțumești de situația în care ești și poți să te rogi la Allah subhanahu wa ta'ala. Asta nu contrazice răbdarea. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Deci putem să facem sunna înainte de ezan. Noi am făcut cu 10-20 de minute înainte. Are ceva? Dacă este sunna legată de rugăciune, nu. O faci după ce intră timpul rugăciunii. Dar dacă este o rugăciune benevolă, opțională, poți să o faci.
Trebuie să ne rugăm și după să fim răbdători. Dacă Allah nu acceptă acea rugă, este pentru că el știe mai bine ce este bun pentru noi și ce nu, inshallah. Bineînțeles, noi am spus acest lucru că noi cerem de la Allah, Allah iubește insistența în cerințe. Când ceri constant, insistent de la Allah subhanahu wa ta'ala, acest lucru nu-l supără pe Allah subhanahu wa ta'ala. Dar cum am spus, această cerință trebuie să fie bazată pe temelia mulțumirii. Atât. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakat. Nu înțeleg de ce femeia trebuie să-și acopere corpul cu rochie sau fustă și nu cu pantaloni. În primul rând, Islamul, în materie de veșmânt al femeii, a venit cu, nu există veșmânt numit veșmânt islamic. Islamul a pregătit, a stabilit niște criterii pentru veșmânt. Nu a stabilit veșmânt. Dar a dat pilda timpului de atunci cum se îmbrăcau femeile. Nu există ceva numit veșmânt islamic. Hainele nu trebuie să fie transparente, nu trebuie să fie mulate, nu trebuie să fie stimpt, nu trebuie să fie, adică să nu se vadă formele corpului, să nu scoată în evidență. În rest, poate să îmbrace femeia ce vrea. Atât timp cât aceste criterii sunt respectate. Pentru că femeia în Arabia Saudită, de exemplu, se îmbracă în acea abaie din cap până în picioare acoperită. Femeia în Sudan are un cearceaf cu care se învelește din cap până în picioare. Femeia în Pakistan are pantaloni până la genunchi și pantalon și o cămașă lungă până la genunchi. Deci în fiecare țară islamică, haina tradițională diferă și este islamică. Deci nu există ceva că n-are pantalon, n-are nu știu ce. Dacă acești pantaloni scot în evidență părți ale corpului și așa mai departe, transparență, etc., etc., atunci nu mai are treabă. Nu este islamic. Deci ideea este să, poate de-aia au interzis cine a interzis pantalon sau nu știu ce. Normal, dacă scoți în evidență toate părțile corpului, acea haină nu mai este islamică. Chiar și fustă, chiar și abaie. Dacă te duci și pui o abaie strâmtă în care se vede tot, sau transparentă, se vede pe dedesubt, aia nu mai este islamică, chiar dacă este abaie. Deci nu există veșmânt islamic. Islamul a stabilit criterii pentru îmbrăcăminte. Și Allah știe mai bine. Da, exact, când purtăm pantaloni se vă formele, calendarul islamic de la 33 de ani, Ramadanul vine aproximativ în aceeași perioadă. Da, conform calendarului islamic, odată la 33-36 de ani, se repetă acest ciclu anual. Dacă a fost vara acum, peste 33-34-35 de ani, va reveni vara. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Inshallah, Allah să ne ajute pe toți. Toate hainele pe care le poartă femeia musulmană trebuie să fie foarte largi, să nu fie mulate. Cred că asta este foarte important. Există și peste pantaloni care pot folosi liniștite atât timp cât nu sunt mulați pe fapte sau pe picioare. Allah știe mai bine. Exact. Deci asta este. Nu aveți pentru ce. Mulțumesc pentru răspuns. Nu aveți pentru ce. Va iacum, inshallah. Poți să faci rugăciunea neguită înainte de rugăciunea fege cu o jumătate de oră, de exemplu? Da, desigur. Poți să faci și înainte de să intre rugăciunea timpului, în rugăciunea de fejer. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Încă o dată, barakallahu fiikum pentru tot ceea ce faceți, pentru că cunoaște Islamul mai bine. Alhamdulillah că suntem musulmani. Vreau să vin cu o propunere, dacă îmi permiteți. Știu că nu e la temă, dar aș vrea să cunosc despre Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ce se întâmplă cu sufletul după ce părăsește corpul în moarte, până în ziua judecății, unde și cum se află sufletele plecate în această viață. Mulțumesc. Deci vreți să cunoașteți multe despre Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Da. De mult mă gândesc, chiar mă gândeam să încep o serie de lecții despre viața Profetului sallallahu alaihi wasallam, să nu intrăm prea multe detalii, dar să fie o lecție mai un pic mai detaliată față de o lecție normală pe care o facem, astfel încât fiecare dintre noi să aibă ocazie să-l cunoască mai bine pe Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De când s-a născut, dinainte a se naște peninsula arabă și până la moartea profetului, cel puțin, să știm măcar lucrurile esențiale, cele mai importante clipe din viața profetului sallallahu alaihi wa sallam. Inshallah, poate începem după Ramadan o serie de astfel de lecții despre viața profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Iar la fel despre moarte, despre ce urmează după moarte, despre Rai, Iad, Sirat și toate celelalte aspecte
scene care se derulează după moartea noastră, inșallah poate reușim și pe acestea să le dezbatem pe toate detaliat. Un pic mai detaliat față de normalul decât simplu întrebare și răspuns. Inșallah, cu voia lui Allah. E nevoie de timp, avem răbdare. Trebuie să avem răbdare și discutăm inșallah de toate aceste lucruri. Eu am văzut foarte multe femei care nu își tai unghiile pentru ziua de vineri. Nu trebuie să unghiile tăiate în fiecare vineri. Nu există ceva că trebuie să tăiate unghiile în fiecare vineri. Dar vineri fiind vineri, ziua de vineri fiind ziua de sărbătoare, este indicat ca musulmanul să se pregătească pentru această zi, să se spele, să-și taie unghiile, dar poate să-și taie și joi, poate să taie sâmbătă, poate să taie în altă zi. Nu e neapărat în ziua de vineri. Dar fiind o zi aparte, este indicat, face parte din sunna profetului sallallahu alaihi wa sallam, toate aceste lucruri să le îndeplinească un credincios. Wa iyyakum inshallah. Da, și din câte știu eu și Maria, mama lui Iisus, pacea fie asupra lor, a fost un exemplu pentru toate femeile din de asta. Noi trebuie să urmăm exemplu, acoperim. Corect. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam spune într-o relatare, foarte mulți dintre bărbați au atins starea de kemal, kemal, întregire, completă. Iar dintre femei patru și una dintre ele este Maryam, fiica lui Al-Imran. Este lăudată în Coran. Coranul vorbește de toate calitățile ei. Și bineînțeles că ar trebui să fie un exemplu pentru toți și toate credincioasele. Fără îndoială, inshallah. Dacă mai sunt întrebări. Deci, cum am spus, întrebările generale, care trebuie să le detaliem, unele întrebări care am omis să răspund pentru că nu avem introducerea pregătită, nu suntem pregătiți pentru noțiunile introductive, acestea le vom răspunde pe parcurs cu puțină răbdare, inshallah. Încercăm să le încadrăm. La capitolul rugăciune au fost câteva întrebări și am început cu aspecte din... premergătoare rugăciunii, alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, la fel și despre viața profetului, la fel și despre moarte, sunt unele întrebări la care nu poți să răspunzi pe scurt, pentru că se înțelege și greșit. Dacă nu ai cunoștințele de bază despre acel subiect, indicat e să dobândim aceste cunoștințe de bază și apoi, inshallah, va fi foarte ușor, foarte ușor să primim informația și să o și asimilăm. Pe când lista când spune da sau nu, acel răspuns va fi ceva de genul mi-a răspuns un imam, mi-a răspuns un savant, mi-a răspuns un șeh, mi-a răspuns un nu știu ce, dar nu m-a convins. Și atunci ce am? Bă, cred că avea dreptate dacă era musulman credincios și accept nefiind convins. Și de aceea convingerea este foarte importantă. Alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh. Amin, inshallah. Allah să ne răsplătească pe toți cu paradisul, inshallah. Allah să prezintă ce e mai bun și mai frumos, inshallah. Mulțumim pentru acest... Eu vă mulțumesc pentru răbdarea care m-ați ascultat. La rugăciunea de așa și la treilea recat din rugăciunea fart după sura Fatima, mai trebuie spus încă o sură, fiind la treilea recat. Nu, la rugăciunea de așa sau maghrib de seară, la al treilea recat se citește numai și numai Fatiha. Atât. La ce se referă sabatul în Islam? Există o zi a odihnii în Islam? Am înțeles că nu există o regulă care să spună că să nu lucrezi în ziua de vineri. Mulțumesc! La noi noțiunea de odihnă nu există. Pentru că din start Allah, Creatorul, nu are nevoie de odihnă. El nu obosește, nu ațipește, nu doarme, nu obosește.
Dacă Dumnezeu obosește, ațipește, doarme, aceea nu mai este creator, nu mai este Dumnezeu. Nu mai este atotputernic. Este slab. Noi credem în creatorul nostru puternic, atotputernic, care, dacă vrea să se întâmple ceva, nu se duce și sparge, dă cu barosul, cu toporul. Spune cun, fă e cun. Spune doar fi și acel lucru este. Și de aceea noțiunea de a te odihni, că s-a odihnit Dumnezeu, nu există în islam. La noi există doar respectarea statutului zilei de vineri, care e considerată ziua, sărbătoarea săptămânală a credinciosului. Și Allah spune acest context în Coran, Ia eyyuhalladhina amanu, o voi cei care ați crezut, idha nudiya lis-salati, când se face chemarea la rugăciune, min yawmil jumu'ati, în ziua de vineri, fas'au ila dhikrillah, grăbiți-vă la pomenirea lui Allah. Wadharul bay'a, și lăsați vânzarea, comerțul adică. Fa idha qudiyatis salatu, spune în continuare în verset, fa idha qudiyatis salatu, și imediat cum se termină rugăciunea, fa înseamnă imediat, fa idha qudiyatis salatu fanteshiru fil ard. Fa idha qudiya fanteshiru. Și cum s-a, terminat rugăciunea și imediat împrăștiați-vă pe pământ. Wabtaghu min fadlillah, și căutați binecuvântarea lui Allah. Deci se interzice unui musulman să muncească numai și numai atât timp cât ține rugăciunea de vineri. Când începe la 1 jumate, se termină la 2, atâta este interdicția de a lucra în ziua de vineri și nu este o interdicție pentru a te odihni, este interdicție pentru a face rugăciunea, a participa la întrunirea săptămânală a musulmanilor și nu nici de cum noțiunea de a te odihni în acea oră. Nu există la noi o oră de odihnă în islam. Inshallah, să ne auzim și mâine, inshallah. Cuvântare foarte importante. Și Allah, cu voia lui Allah, încercăm zilnic. Când mai intervin unele zile în care nu putem, mă scuzați. Care e opinia islamului despre citit, dezvoltare personală, literatură, etc. etc. Bineînțeles că opinia islamului este primul verset din Coran care spune Iqra, citește. Citește este un cuvânt vast. În limba arabă, în Coran, regulile sunt în felul următor. Orice poruncă din Coran este o poruncă generală, chiar dacă a fost menționată pentru un scop anume. De exemplu, primul verset în Coran este citește. Ce înseamnă citește? Orice știință. Că a spus că citește și s-a referit la profetul Muhammed numai la Coran? Da. Acesta este scopul inițial, dar este general. Deci, în materie de știință, talibul ilmi faridatun ala kull, căutarea științei este o obligație pentru fiecare musulman și musulmană, spune profetul sallallahu alaihi wasallam. Deci știința este necesară, mai puțin, cum spune și profetul sallallahu alaihi wasallam, rugile lui, o Allah, îndepărtează-mă de știința nefolositoare. Adică sunt unele lucruri care nu sunt folositoare. Le înveți, dar n-au niciun rost. Nu te ajută cu nimic. Sau sunt, știu eu, fel de știu eu, povești, cărți, romane, care sunt de fapt niște minciuni, niște SF-uri și așa mai departe, care nu au niciun rol. Acelea de ce le citești? Dacă vrei literatură ca să-ți îmbogățești limba, să înveți mai bine și așa mai departe, alege ceva care este într-adevăr. De ce? Musulmanul trebuie să știe să și aleagă dintre aceste lucruri. Ca nu cumva citești lucruri care să te debusoleze. Oi din loc și vii fel de fel. Sunt și oameni care citesc numai sunt atrași de astfel de aberații, de fel de fel de, știu eu, lucruri fără rost. Da? Pentru că vin cu niște informații aparte și omul îi place și vine și vorbește în alt domeniu cu 10-20 de oameni care nu se pricep în acel domeniu, le vorbește de parcă ar fi el Einstein în acel domeniu. Și de aceea și informația trebuie filtrată. Nu citești orice și lucruri care nu... Dacă e vorba de literatură, e ok, nu e o problemă. Ca să stăpânești o limbă, să o înveți mai bine, nu cred că este o problemă. Cum să procedăm când alții musulmani vorbesc altă limbă știind foarte bine că noi nu înțelegem și suntem prezenți? De foarte multe ori mi s-a întâmplat, nu știu, de acel hadis să nu vorbească, să lase pe al treilea afară. Da. Este islam interzice acest aspect, atât Coranul cât și tradiția profetului sallallahu alaihi wasallam. Când doi înși stau sau sunt în grup, 3-4 înși, să nu stea doi înși să șoșotească între interzis sau să vorbească o altă limbă pe care nu o înțeleg ceilalți. La fel, nu este ok. Mai ales în clipa în care ceilalți
gândesc că ăștia vorbesc despre noi. Și de aceea vorbește în limba. Ai ceva de vorbit secret, îl tragi deoparte, nu te retragi în altă parte și vorbești cu el. Nu e o problemă. Nimeni nu se supără dacă vii și zici, băi, Ahmed, Mehmet, Muhammed, vină în coație, vreau să vorbesc ceva cu tine. Nimeni nu se supără. Dar să pui la ureche ceva și începi să și râzi pe deasupra, adică contează și circumstanțe, mediul în care ești. Nu este ok. Atunci îți sfătuim cu relatarea profetului Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ia obligatoriu să cauți cunoștințele benefice în Islam din surse autentice. Corect. Care este statutul zilelor de naștere în Islam? Este permis sărbătoria zilelor de naștere? Mulțumesc. A sărbători zilele de naștere în Islam, aici savanții musulmani, bineînțeles că nu a existat, nu vedem ceva să se sărbătorească în trecut ziua de naștere. Însă profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam a marcat ziua lui de naștere. Spune într-o relatare, face parte, știți, din tradiția profetului, să ține post luni și joi. Și luni, spune profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam, este ziua în care m-am născut. De parcă profetul sallallahu alaihi wasallam marca această zi, că este luni, ziua de luni, s-a născut în ziua de luni, nu dată, o marca prin post, prin a-i mulțumi lui Allah subhanahu wa ta'ala. A sărbători ziua de naștere nu cred că trebuie clasificată între haram, halal, permis, interzis. Eu nu cred că are treabă cu permis interzis, pe cât ceea ce faci în acea zi are legătură cu permis interzis. Dacă eu fac un grătar și bag bere și nu mai știu ce, normal că e haram. Dar, de exemplu, sunt și cazuri lăudabile. Chiar un frate spune, dacă nu mă înșel, m-a invitat o vecină la ziua de naștere a copilului, l-a invitat pe copilul meu, ceva de genul acesta, s-a dus și cum au intrat, a spus, azi e ziua mea de naștere și le-a dat la toți câte un Coran în mână, haide să citim Coran. Deci, contează ceea ce faci în acea zi. Pentru că să-i mulțumești lui Allah subhanahu wa ta'ala este ok. O, Allah, mi-ai dat viață, am mai pus un trandafir în buchetul vieții, îți mulțumesc cu Allah. Dai o masă la săraci, dai sacrificii un animal, faci o faptă bună, îi mulțumești lui Allah, te bucuri pentru acea zi. Atât timp cât nu te împotrivești lui Allah subhanahu wa ta'ala, nu văd că este ceva care să se încadreze între permis și interzis. Ceea ce faci în ziua aceea se încadrează poate. Aleikum salam, Allah barakatuh. Copiii au de studiat la școală niște lecturi. Da, la școală, bineînțeles că multe dintre lecturile care se predau la școală sau cărțile care se dau la citit au și alte scopuri, îmbogățirea dicționarului și așa mai departe. Ideea este că atunci și părintele trebuie să știe să gestioneze situația când se învață fel de fel de lucruri, da? Noi am fost creați din maimuță, nu mai știu ce, stai și citești prostii din astea, trebuie să-l conștientizezi pe fiul, ca pe copil, că acest lucru nu are treabă cu realitatea. Să înțeleagă și să priceapă că această carte este literatură pentru a îmbogăți dicționarul. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aș avea și eu o întrebare. O cameră unde fac rugăciune, am fotografie cu părinții mei, e permis sau nu? Am mai discutat acest subiect cu fotografii și numai. Indicat este ca în camera în care fac rugăciunea să nu am nimic ceea ce să-mi atragă atenție. Ceea ce să-mi atragă atenție. Și mai ales fotografii, bibelouri și așa mai departe. Pe cât posibil. Dar în ziua de azi nu există o cameră în care să nu ai astfel de lucruri. Să nu iasă cineva mie să-mi spună că eu fac rugăciune în camera mea, nu am nimic. Vine copilul și lasă o păpușă. Na, poză. Ai ziare aruncate, cărți, acum toate cărțile, ziarele, peste tot găsești o copertă, găsești o poză, găsești, este ceva. Deci nu asta, important este că tu să nu fii distras de aceste lucruri, să nu te, știu eu, să nu pui expre acolo, intenționat acel tablou și așa mai departe. În rest, locul în care te rogi trebuie să fie cât mai departe de aceste aspecte, ca tu să te simți bine și să ai conștiința împăcată, să fii concentrat la rugăciune. Exact. Mi s-a întâmplat și mie să șotească între mine două femei, dar a doua oară n-am mai avut ocazia. Nu le-am mai dat
E corect, e dreptul fiecăruia, normal. Normal, dacă stă și șotește, ai ceva de spus, mergeți în altă parte, discutați, nimeni nu se supără. Dar așa este, este urât. De față cu toată lumea. Dacă mai aveți întrebări. Oi acum. Dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci ne oprim aici, inshallah. Și rămâne să ne auzim, să ne întâlnim mâine cu voia lui Allah, inshallah. Allah să vă răsplătească pentru răbdare care m-ați ascultat. Allah să ne dăruiască știința folositoare, să ne îndepărteze pe noi de știința nefolositoare. Allah să întărească pașii noștri pe calea cea dreaptă, să ne îndrume către adevăr, să ne țină departe în adevăr, să ne binecuvânteze cu halal, să țină departe noi ceea ce este haram, să îndepărteze între noi și haram, așa cum a îndepărtat între est și vest, inshallah. Allah să ne țină statornici pe calea sa până în ultima clipă pe care o trecem pe acest pământ. Allah să primească postul, rugăciunile, rugile și toate faptele bune pe care le facem și le-am făcut în această lună și nu numai. Allah să ne dăruiască răbdare, să ne facă pe noi interăbdători și să ne adune împreună cu cei care au răbdat în ziua de apoi, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته